Una dintre cele mai bune strategii de investiții la bursă, din punctul meu de vedere, este investiția în companii care îți oferă dividende. Această strategie are o putere foarte mare de compounding, adică de acumulare și înmulțire a sumelor investite. În special, dacă alegi ca dividendele pe care tu le primești lunar, semestrial, trimestrial și așa mai departe, o să discutăm și despre aceste lucruri pentru cei care nu știu exact despre ce este vorba. Dacă alegi să reinvestești aceste dividende și nu să le folosești pentru cheltuielile personale, ci pentru a cumpăra și mai multe acțiuni. În acest clip o să facem câteva calcule simple și o să vedem împreună puterea acestei strategii de investiții și ce profituri frumoase poate crea, nu peste noapte, așa cum știu că ne dorim majoritatea, inclusiv și eu la un moment dat, dar pe o perioadă de timp mai îndelungată, 10, 20, 25 de ani de acum încolo. Numele meu este Mario și o să te rog să dai un like acestui clip și să te abonezi la canal dacă îl găsești folositor. Astăzi vreau să-ți arăt adevărata putere de investiții în dividende, care este o strategie pe termen lung. Această metodă are nevoie de timp pentru a putea scala și doar în acest mod poți obține cu adevărat profituri frumoase. De ce vreau să vorbim despre acest lucru? Despre cât de importantă este răbdarea, nu doar în investiții, ci în general în viață. Pentru că de foarte multe ori oamenii sunt descurajați sau sunt frustrați din cauza că nu obțin rezultate imediate. Cei mai mulți dintre noi, inclusiv eu, dorim să investim 1000 de euro sau 10 euro și să facem profit 100% instant. Sau chiar, dacă se poate, înainte să investim. O să încerc să vă ofer cât mai multe exemple pertinente și o să vă rog să încercăm împreună să vizualizăm toate aceste lucruri, să ne punem mintea la contribuție, deoarece aceste investiții au acel efect de bulgăre. Poate cei puțin mai mari în jurul vârstei de 25-30 de ani ați prins perioada când iarna toți copiii ieșeam afară și încercam să facem bulgări din aceia foarte mari. Cel mai complicat era să formezi un bulgăre mic și încet încet să-l rostogolești prin zăpadă până când acest bulgăre creștea. Dar odată ajuns la o anumită mărime, devenea tot mai ușor. Pur și simplu îl rostogoleai și el acumula foarte multă zăpadă și devenea un bulgăre imens. Eu îmi doresc deja de foarte mult timp și mi-am setat ca obiectiv personal independența financiară. Dar și formarea unei baze solide din punct de vedere financiar și ușor-ușor crearea unui venit pasiv care să-mi asigure confortul și liniștea sufletească. Haideți să discutăm mai la concret. Unele dintre companiile preferate de mine ca și investiție în această direcție este compania 3M, cu indicele bursier MMM. Această acțiune plătește deja dividende de 63 de ani consecutiv, având și o perioadă de creștere permanentă a dividendelor pe această durată. Este una dintre companiile în care eu am investit până acum cei mai mulți bani și am de gând să continui să investesc și să păstrez acțiunile în portofoliul meu pentru o foarte lungă perioadă de timp. Motivul pentru care eu am investit în această companie este istoricul pe care îl are compania 3M. Dacă ne uităm pe statisticile din trecut până în prezent și cum a performat în toată această perioadă, o să fim destul de impresionați. Putem face o medie a creșterii dividendelor pe ultimii 5 ani și să folosim această medie pentru următorii 25 de ani. Media creșterii dividendelor pe ultimii 5 ani a fost de 10,99%. O să folosim această medie pentru următorii 25 de ani și calculăm și creșterea prețului acțiunii, pentru că și prețul acțiunii a crescut, luând în calcul ultimii 10 ani. O medie pe ultimii 10 ani este de 7,5%. Să zicem acum că nu dorim să investim lunar, facem pur și simplu astăzi o investiție de 1000 de euro. Nu mai mergem în Grecia sau în Albania sau unde mai e acum la modă. Cumpărăm astăzi acțiuni de 1000 de euro la 3M. Dacă cumpărăm astăzi acțiuni de 1000 de euro la această companie, peste 25 de ani, cu media pe care o folosim, pe care am luat-o din trecut, din statistici, vom avea 23.789 de euro. Asta dacă alegem să reinvestim
toate dividendele pe care le primim de-a lungul timpului doar din acești 1000 de euro investiți inițial. Nu mai investim absolut niciun ban din bugetul propriu, doar acești 1000 de euro, dar dividendele pe care le primim periodic le folosim să cumpărăm noi acțiuni la aceeași companie. Nu scoatem banii pe care îi primim, cumpărăm acțiuni în continuare. Dacă nu alegem să reinvestim dividendele pe care le primim periodic, vom avea după 25 de ani doar 6.442 de euro. După cum puteți vedea, este o diferență uriașă între a alege doar să reinvestim profitul acela micuț pe care îl obținem periodic din dividende, o sumă care la prima vedere este foarte mică de fapt. Dar diferența este colosală între a alege să nu scoatem acești bani și să cumpărăm de ei acțiuni în continuare. De la 6.400 la 24.000 de euro, reinvestind constant. Diferență foarte mare, zic eu. Într-adevăr, deși diferența este mare la prima vedere, în această perioadă, de fapt, tu vei obține acel mic profit, care înseamnă și el 4.293 de euro. Practic, în total, valoarea acțiunilor plus profitul pe care l-ai scos rezultă o sumă de 10.736 de euro, adică de 10 ori mai mult decât ai investit oricum, însă de 2,5 ori mai puțin decât dacă ai fi reinvestit dividendele. Motivul este simplu. Tu, practic, pe toată această perioadă obții mai multe acțiuni la această companie, nu doar cele pe care le-ai cumpărat inițial cu suma investită de 1000 de euro, iar fiecare această acțiune obținută în timp, pe perioada procesului, îți va oferi și ea, la rândul ei, alte noi dividende. În acest mod, practic, tu îți tot investești suma încasată în dividende, obții mai multe și poți cumpăra și mai multe acțiuni, dividende mai mari și mai multe acțiuni, dividende și mai mari și tot așa. În loc să cheltuim acești bani pe nevoi personale, cumpărăm acțiuni și obținem noi dividende și pentru aceste acțiuni. Sper că m-am făcut înțeles. Acesta este acel efect de bulgăre despre care povesteam mai devreme. După 25 de ani, pe lângă suma totală de 24.000, nu doar că vei avea aceste acțiuni care sunt 24.000 de euro, pe care poate vrei să le vinzi și să încasezi banii și gata, dar poți să alegi să păstrezi acele acțiuni și acestea îți vor oferi anual, sau în primul an, îți vor oferi 1620 de euro. Deci tu ai investit 1000 de euro și după 25 de ani vei primi 160% din suma aceasta în fiecare an. De fapt, va mai și crește în continuare. Cea mai mișto chestie este că de aici încolo, după acești 25 de ani, începe să crească de-abia cu adevărat profitul tău. După toată această perioadă, dacă alegi să continui să reinvestești dividendele încă 50 ani și să nu cheltui acești 1620 de euro pentru cheltuieli personale, o să rămâi uimit ce profituri îți pot aduce doar 1000 de euro investiți astăzi. Bineînțeles, dacă nu mai continui să investești pentru că să zicem că ai început la 30 de ani și ai deja 55 de ani în acest moment, după 25 de ani, și te-ai săturat, vrei și tu să te dai mare și să începi să cheltui dividendele, suma încasată oricum va crește, deoarece crește rata dividendelor, așa cum ne spun statisticile din trecut până în prezent. Nu o să mai fie 4,5% cât este acum, o să fie 7%. Și atunci oricum o să primești mai mulți bani chiar dacă tu te oprești din reinvestit. Așadar, un alt punct foarte important pentru investițiile la bursă, indiferent despre ceea ce discutăm, este să începi să investești cât mai repede cu putință. Mie, sincer, îmi pare foarte rău că, din păcate, nimeni nu m-a îndrumat să investesc în bursă sau în alte asset-uri. Din contră, mereu am primit feedback negativ. E schemă, e țeapă, e Caritas și așa mai departe. Prin bursă și prin acțiuni, tu practic cumperi o mică părticică la cele mai cunoscute companii din lume. Dar o să discutăm și despre acest subiect mai pe larg într-un alt video, dacă vă place acest subiect. Cum v-am spus deja, totul este despre răbdare. Și bineînțeles că o să ai mai multă răbdare dacă începi să investești la 20 de ani și nu la 30, și iar diferența va fi enormă de profit. De ce? Pentru că tu, dacă începi la 20 de ani și nu la 30 de ani, ca în exemplu pe care l-am dat anterior, după 25 de ani o să ai 45 de ani împliniți, nu 55, deci tu mai poți lăsa încă 10 ani banii respectivi să se înmulțească, iar profiturile vor crește exponențial. Vor fi mult mai mari decât ceea ce am discutat deja și o să vedeți imediat.
Ok, acum poate voi vă gândiți doar la milioane de euro peste noapte, la Lambo, la 20 de ani să îl ai deja și așa mai departe. O să spuneți, nu este o sumă foarte mare, probabil cei mai mulți dintre voi vă spune că nu are rost să investesc eu 1000 de euro acum pentru peste 25 de ani și putem face altceva cu banii. Nu știu, să mergem în vacanță, să scoatem o gagică în oraș și așa mai departe. Dar gândiți-vă că acest exemplu, aceste calcule au fost făcute investind doar 1000 de euro singură dată. Ai cumpărat acțiuni de 1000 de euro astăzi și gata, nici nu te mai uiți pe cont, intri peste 20 de ani și vezi exact cum stau lucrurile atunci. Nu ai nimic de făcut, absolut nimic, ești liber, poți să uiți de ei, pur și simplu intri pe bursă după 25 de ani și ai banii ăștia. Eu zic că e foarte ok. Dar ok, haideți să vedem ce rezultate putem obține dacă suntem puțin mai determinați și ne dorim să investim constant, lună de lună. Să luăm același exemplu, să spunem că investim 1000 de euro lunar, timp de 25 de ani. Asta înseamnă că după 25 de ani, suma investită de noi este de 300.000 de euro. Ca și cum i-am fi pus în bancă, doar că noi am ales să investim. Pentru cei care doresc să-i pună la bancă, foarte frumos, poți să-ți iei ce vrei tu, îți iei un Lambo și îți mai rămân și câțiva bani de benzină și întreținere, câțiva ani o să fie ok. În orice caz, un an, doi de zile, o să trăiești viață de lux. Eu am ales să investesc în acțiuni la 3M constant și după 25 de ani, în loc să avem 300.000 de euro, bazat pe istoricul din trecut până în prezent, vom avea 2.312.513 euro. Doar 2 milioane diferență. Dacă nu reinvestim dividendele, o să obținem 877.260.000 de euro. Adică o diferență de 1,4 milioane de euro, dar mai avem totuși și banii pe care i-am scos periodic, adică dividendele obținute, în valoare de 479.524 de euro. Adică ai obținut și în acest mod un total de 1,3 milioane de euro. 1 milion de euro mai mult decât dacă e fi ținut în bancă, dar și mai important, cu 1 milion și un logan mai puțin decât dacă ai fi reinvestit și dividendele pe lângă banii personali, pe lângă acei 1000 de euro lunar. Și după cum v-am spus, obiectivul meu personal este să obțin o stabilitate financiară și un venit pasiv, să mă pot bucura de viață după 40-45 de ani, cât pot de mult și cel mai important să am cât mai mult timp liber. Așa că partea frumoasă din punctul meu de vedere nu este acest profit obținut. Da, este foarte mișto. De ce să nu am 2 milioane de euro în loc de 300 de mii? Partea frumoasă este că după această perioadă de 25 de ani în care te-ai chinuit, ai economisit acei bani și poate ai făcut un efort foarte mare să investești 1000 de euro lunar, în special la început când efectul de bulgăre încă nu se vede foarte bine și poate nu ești motivat și ești tentant să te oprești din investit. Ai strâns din dinți și bine ai făcut. Pentru că acum, acțiunile tale, după 25 de ani de reinvestit constant, pe care le deții la 45, la 50 sau la 55 de ani, în funcție de când ai început să investești, asta este, fiecare avem un alt start, o să primești 157.000 de euro profit în dividende anual, pe lângă suma totală pe care acțiunile respective o valorează. Adică ai un salariu, fără să faci nimic, de 13.000 de euro pe lună. Deci tu primești anual 52% din suma pe care ai fi avut-o dacă puneai acești bani la bancă sau la saltea, în loc să investești. Dacă doar economiseai, aveai 300.000 de euro în cont. După 25 de ani investind, primești doar dividende în valoare de 157.000 de euro în primul an, în cel de-al 26-lea an. În cel de-al 27-lea vei primi și mai mult puțin. Dacă nu ai fi reinvestit și dividendele, ai fi câștigat doar 62.000 de euro anual, adică 20% din suma totală investită de tine, într-un singur an. Și așa este bine, dar reinvestind este diferența colosală. Revenim la cea mai important lucru, răbdarea. Acest lucru este valabil în viață, nu doar în investiții la bursă. Cu cât mai mult poți să menții acest proces de reinvestire, cu atât mai bine, deoarece efectul de bulgăre își mărește puterea tot mai mult odată cu trecerea timpului. Iar pentru cei care încep de vreme și sunt mai norocoși sau mai inspirați sau au avut un mentor mai bun, ar putea să mai aștepte încă 5 sau 10 ani după acești primi 25 de ani. Haideți să luăm un calcul ce profituri puteți obține continuând să reinvestiți dividendele. Dacă continuăm să investim în această strategie, 1000 de euro lunar, după doar încă 5 ani, în loc să primești 157.000 de euro pe an,
doar din dividende profit, fără valoarea portofoliului, acum o să primești, după doar încă 5 ani, 398.000 de euro. Și o să ai acțiuni în valoare de 5 milioane de euro. Și dacă ai și mai multă răbdare, mai aștepți încă 5 ani, deci după 35 de ani, de la prima investiție de doar 1.000 de euro lunar, o să primești dividende în valoare de 1.062.000 de euro într-un singur an. Iar acțiunile tale o să valoreze 11.800.000 de euro. Ce ziceți de asta? Haideți să vedem care este diferența dacă reinvestim dividendele versus dacă alegem să cheltuim profitul obținut în tot acest timp. Dacă reinvestim, avem 11.800.000, cum am spus, dar dacă nu am fi reinvestit și dividendele obținute periodic să cumpărăm noi acțiuni din acești bani și am fi rămas doar la cei 1.000 de euro lunar din banii noștri, am fi avut acțiuni de doar 2 milioane de euro, adică o diferență de 9,7-10 milioane de euro. Diferența în valoarea acțiunilor, dar și o diferență de profit anual din dividende de 800.000 de euro. Deci, în loc să primim 1 milion de euro dividende, primim doar 193.000 de euro dividende. Din aceste motive vă spuneam că, exact ca atunci când eram copii cu bulgărele despre care povesteam, este greu la început. Pe măsură ce bulgărele crește, va acumula tot mai mult și mai mult. Este greu, este tentant, în special când ești tânăr, prietenii tăi poate nu câștigă la fel de mult ca tine, dar își au mașini mai scumpe, cheltuie mai mult pe vacanțe și așa mai departe. De aceea este greu. Tot din acest motiv vă spun că fiecare 10, 100, 1000 de euro investiți, în final, pe o perioadă foarte lungă de timp, pot face diferențe enorme. Și după cum vedeți, așa este, diferența este colosală. Calculele le puteți face voi singur. Eu am dat doar un exemplu. Și aceste exemple m-au convins și pe mine. Fiecare zi care trece, mărește diferența dintre a investi și a nu investi. Cu cât investești mai repede, un an, doi ani, trei ani mai repede decât dacă tot amâni și amâni, cu atât o să simți mai bine puterea acestui efect de bulgăre pe care îl are investiția în dividende și nu numai. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai rămas cu mine până la sfârșitul acestui clip. Este primul clip de acest gen la mine pe canal. Mă pasionează foarte mult acest subiect. Studiez deja de câțiva ani. O să încerc să postez câte un clip pe săptămână legat de investiții, de partea aceasta financiară, pentru că vreau să împărtășesc cu voi experiența pe care am acumulat-o până acum. Bineînțeles că mai am multe de învățat, nu sunt un specialist, un profesionist, dar tot ceea ce învăț pe parcursul acestui proces continuu vreau să împărtășesc cu voi, să vă ajut să învățați din greșelile făcute de mine, de ce nu, dar și eu să învăț la rândul meu din experiențele voastre și practic să ne ajutăm reciproc. O să continuăm să postăm în fiecare marți seria despre tot ce ține de agricultură, pentru că este pasiunea mea și îmi place foarte mult ceea ce fac, și probabil o să fixăm ziua de vineri pentru clipurile financiare. Te rog frumos să nu uiți să dai un like acestui clip și să te abonezi la canal, pentru că nu te costă absolut nimic. Apasă și pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor. Iar până data viitoare, lasă zahărul deoparte în primul rând și începe să economisești. A, da, și bagă proteine. Pace!